Are probleme? Eu mi-aduc aminte că arestatul ăla din Dubă, pe vremea când nu era bărbos așa, când nu ardea figuranți, a zis că a dat bani celor două doamne pe care le apără domnul Băsescu de dezonoare, domnului Băsescu, doamnei Udrea și ginerului domnului Băsescu. Văd că domnul Băsescu, din enumerare, s-a sărit pe dânsul și cu familia și camarila, a lăsat numai cele două doamne pe care e onorant că le apără, nu știu, domnul președinte. De ce face asta? De ce face asta, domnule președinte? Unde... Eu zic că a făcut ceva mai grav. Traian Băsescu. Ieri dimineața la 8, cred că nu mă înșel, ieri, ar putea la alte. Le-am publicat în ziarul meu Tricolorul, dar am primit un raport. El l-a primit la reședința lui de la Vila Curecălac 3 pe președintele Curții Constituționale a României. L-a convocat pe Augustin Zegrean. Iată un alt magistrat care președintele CCR-ului e chemat la ordine. Și a zis așa, să nu se pronunțe deocamdată asupra lui Klaus Iohannis, pentru că Elena Udrea nu sare de 3-4% și el speră să-și găsească protecție și imunitate prin președinția lui Klaus Iohannis. Hai să vedem evoluția evenimentelor. Îl face Iohannis premier? Haideți că dumneavoastră știți tot. Ce anume? Îl face Iohannis premier? N-are cum. Băsescu? Nu. N-are cum să spun de ce. Păi nu controlează Parlamentul. El, Băsescu, se iluzionează că îi aduce înapoi pe transfugi, că va face o nouă majoritate parlamentară. Am fost 16 ani senator al României. Este foarte greu. Cu cât i-ar cumpăra, nu se mai poate. Tot ce atinge el, parcă e ciumat la ora actuală, el n-are simțul realității. Ce Dumnezeu? Să fim atenți la limbaj, să nu atacăm. Mă gândeam la ciuma lui Caragiu, 1812-13, da. Domnul președinte, dar atunci când a fost Iohannis în proximitatea Vilei Lac, au fost niște paparații care l-au filmat, l-au pozat, l-au nu știu, i-am dat noi. Dar ce calitate stă el acolo la vila aia? I s-a dat în folosință? Nu, eu ziceam când a fost la Băsescu, în vizită și despre ce că n-a fost. Atunci. Dar acum voi ați dat un anunț despre o reședință. Imediat, imediat de material. Prezidențială, domnule președinte. Întrebarea mea e, pe domnul Zegrean nu l-a văzut nimeni să-l pozeze când l-a convocat domnul Băsescu? La 8 dimineață. E puțin probabil. Sunt mai multe intrări și ieșiri. Știu configurația zonei. Păi, dar nu putea să-l cheme la Cotroceni pe domnul Zegrean? De ce să-l cheme la Vila Lacoatea? La Cotroceni chiar că bătea la ochi. Dar era atât de presant că l-a chemat cu noaptea în cap. La ora 8 dimineață. Poate domnul Zegrean păi să intre Zegrean să spună că Vadim Tudor bate câmpii. Hai să fim serioși. Sunt niște cârdășii subterane care dezonorează instituțiile și funcțiile vitale ale statului. Vreau să mai spun o chestiune. Pentru cei care nu știu ce e în București, astăzi am publicat un editorial al meu în ziarul Tricolorul, care a apărut deja la ora asta, pentru mâine îl puteți accesa pe internet, intitulat A treia ocupație germană a Bucureștilor. Ca istoric vă spun că a fost în 1916-18, a doua în 40-44, acum, prin propaganda sufocantă, enervantă, care se face acestui om destul de modest, să nu zic submediocru intelectual, Klaus Iohannis, am impresia că suntem ocupați de nou de Germania. Se poate așa ceva? Dar treziți-vă la realitate, oameni buni. O să vă mușcați mâinile voi din PDL și PNL. Blaga, cu tine vorbesc. Flutur, cu tine vorbesc. Orban, terminați cu prostiile. Ce veți face după un an când veți vedea că ăsta sfărâmă corabia nebunilor de stângi. Domnule Pavel Abraham, de ce a avut această ieșire Traian Băsescu? De ce s-a referit în ziua în care ar putea fi eliberat fratele domniei sale pe acel viciu de procedură de la Constanța? De ce a avut acest atac la adresa justiției și, practic, cu steagul acelea în spate, în cadrul cel mai oficial cu putință de la Cotroceni, a avut un dialog cu Bercea Mondialul până la urmă un infractor? Și cu steagul NATO? De ce face? Pune armata NATO pe el? Sigur, este simplu de evaluat această situație, își epuizează ultimele resurse, se ține de cuvânt în comportamentul libertin pe care l-a avut vis-a-vis de înalta funcție pe care a deținut-o. Pe mine nu mă surprinde, a afirmat cu subiect și predicat că o să-i dezbrace pe toți. De ce? E un om care n-are, a vehiculat de multe ori interesul național, dar vreau să spun că pentru dânsul acest lucru nu există, niciodată n-a respectat nimic din ceea ce a dezbrăcat până acum un candidat.
Nu, ca să nu zic chiar o candidat. Credibilitatea... Dar dacă îi dă mâna să mă dezbrace pe mine, va vedea ce nu a văzut. Domnule președinte. Și chiar mai mult decât atât. Păi n-are voie un șef de stat să amenințe, să șantajeze. Nu e normal. Credibilitatea e deja la minus, adică se îngroapă pur și simplu. Termină foarte urât. De fapt, cum a început? S-ar putea, eu am spus, nu-i doresc... În primul rând pentru imaginea României. Astăzi a făcut două greșeli fundamentale. Una, pe un limbaj care nu este adecvat unui demnitar, nu mai vorbesc primului demnitar, după ierarhia din stat, să spună plecați de aici Lukoilului, chiar dacă lucrurile sunt adevărate, există canale pentru a stimula, a pregăti acțiuni de renaționalizare, de răscumpărare, cum vrem să-i zicem. Și a doua, a introdus în scenă din nou EADS, o firmă franco-germană de referință, după părerea mea. Da, da, s-au făcut afaceri grave acolo, să știu. Eu știu că s-au făcut afaceri. Ia uite o sinteză a articolelor mele din 2005-2006. Șpagă de 100 de milioane de euro. Domnule președinte. Mai mulți. Domnule președinte. Aproape toți. Domnule președinte. Că un alt reprezentant german a spus... Toată lumea implicată a primit șpagă. E bine să se facă lumină și curățenie de sus până jos. Ridic mâna. Lumea implicată, îmi permit să o spun în fața camerelor de luat vedere, am fost membru al Colegiului Ministerului, da. Și dacă se vor lua stenogramele, am văzut din organizare, din tot ce s-a făcut, că treaba nu merge bine. Inclusiv semnarea contractului are anumite... Erai deschide. Secretar de stat. Eram secretar de stat și răspundeam de problemele... Și căuta Vasile Blaga în Germania, mai ales în Bavaria. Cu cine a avut întâlniri? Stați o clipă, domnule președinte. Dar aici nu se ceartă coana Safta cu coana vecina sa. E vorba de a vorbi despre o firmă cu un caracter special care este cunoscută de toți. Care l-a bituit și pe el între noi, fie vorba. Nu, nu intru pe aceste păi, dar... De ce nu e parte în dosarul ăsta? El speră să scape, dar el îl sacrifică pe Vasile Blaga, omul lui care a fost pionul principal. Domnul Vasile Blaga, domnul președinte al partidului, al PNL-ului, l-a ajutat fundamental de mai multe ori, dar l-a abandonat. Eu, dați-mi voie să vă spun, deci cred în domnul Vasile Blaga mult mai mult decât în președintele nostru, din multe rațiuni. Da, dar va trebui să dea niște explicații cu privire la acea gaură neagră. E un contract de 1 miliard de euro, domnule. Dar știți cum este? Pentru cei care ne urmăresc, am mai spus o dată la un alt post, o spun și acum. Este vorba de un contract de 600 de milioane de euro pentru securizarea frontierelor alocați de Guvernul României și de o sumă asemănătoare de Uniunea Europeană. Contractul s-a blocat, structurile s-au perimat, obiectivele n-au fost atinse, e o piatră de moară, dar nu se rezolvă de manieră aceasta. Dragul meu, domn general, sunt mai sigure, frontierele României sunt mai sigure după 10 ani? La acea vreme declarații oficiale, domnule Abraham, eu știu. Făcute în sensul acesta. Da, s-au făcut. Ce ministri au intrat? Că în precedenta ora emisiunii încercam să aflăm. Deci a început pe vremea lui Săniuță. Da, domnul, deci ministru Săniuță, dar deasupra oricărei bănuieli, asta o spun eu. Până a venit Blaga. Deci poate fi discutabil că dânsul a negociat și a redus contractul cu 100 de milioane de euro vis-a-vis de cei cu de EADS. Înțeleg că marea renegociere a fost în mandatul Blaga. După aceea a fost de la PNL... David? David, Cristian da. David. Și după aceea Blaga? Contractul și acum este într-o stare de amețeală. După ce au căutat Dorin Marian și Cătălin Harnagea în toate aceste afaceri? Cât au luat și ei? Dar sunt domnul care spun să fie probe. Eu spun că sunt vinovății mari. Să vorbească serviciile secrete, că probe sunt. Păi ce să vorbească serviciile secrete? Da. Ce dar să vorbească, domnul președinte? Dar nu mi se pare că vorbesc în gura președintelui serviciile secrete? Păi da. Dom'le, el n-are instinct de conservare, că vrând nevrând se va ajunge și la Băsești, cu ce Dumnezeu? Bun, asta este o altă chestiune. Dar vreau să spun că această zi memorabilă este una foarte urâtă și veți vedea reacțiile oamenilor care, într-adevăr, știu cine este domnul președinte Băsescu, dar cum ne evaluează pe noi, pe toți cei din statul român. Eu numai de asta am această adversitate, o spun public față de domnia sa. Nu se poate să te comporți de nivelul acesta. Ce dacă dânsul pleacă după dânsul potopul, ce să dezbrace? Noi avem nevoie de mizerie, avem nevoie de reconstrucție și vreau să vă spun, nu că sunt un fan al domnului Ponta, dar deși ca vârstă este mai tânăr, vreau să vă spun că a fost echilibrat. A privit într-adevăr problema complex,
public a spus cât se poate și sunt convins că vor fi luate măsuri. Dar eu pun altă problemă. Aceasta mai pune în discuție încă o chestiune. Problema serviciilor secrete. Noi am spus în permanență că sunt reformate, că lucrează foarte bine. Cum ajungem la asemenea uriașe pagube și care apar în momentele acestea... Ei au stat la pândă până s-a făcut suma mare, domnul Abraham. Nu, serviciile secrete monitorizează. Păi monitorizează domnul președinte, dar nu-i mai simplu să iei pe lotri când fură 5 milioane decât când fură 600 de milioane? De ce posibilul viitor premier, care e nașul de cununia lui Ponta, George Cristian Maior, nu spune ce știu departamentele conduse de el, pentru că el știe, știu, să spună. Știu. Și Meleșcanu știe, păi și să spună. Nu era logic să iei, repet, când au luat primele șpăși, nu când au luat ultimele? Dragul meu, mai salvam de bani, mă gândesc. Mai vorbim de culpabilitatea lui Băsescu, pentru că el a tăcut ce a tăcut, cum a fost și cu șpăjile date de vântul, și el a luat. În 98-99, și el a luat bani. Aveți probe? Păi da, e un ofițer de SPP care a venit la mine cu lista care era pe biroul lui Emil Constantinescu. Ce șpăgi s-au dat atunci. Miliarde s-au publicat la vremea respectivă. Dar știi cum se pune capacul pe oală? Dar are vreun certificat de autenticitate. Lista aia, că așa scriu și eu, o listă cu ea care cred că bănuiesc sau au luat niște șpăgi. No, da, oferiți-i protecție juridică lui Vântu și el va spune... Păi mi-e teamă că nu prea am cum să-l ajut, că momentan e în pușcărie și păi chiar de ce? În spitalul pușcăriei. Păi de-aia, că nu a vrut să mai cotizeze cum cotiza și poate să-i se închidă și gura. Ca atâta, moment, la atâția alții. Trebuie să-i se închidă operația și eu, cu riscul de a enerva pe unii, eu îi doresc sănătate. Eu spun comportamentul primitiv, bananier, al președintelui statului nostru ca unui șef de stat. Nu mai zi bananier că centrală, a ajuns să te amendeze UEFA. Africa centrală de acum 20 de ani, nu din cei de acum, ca cei de acum adeceau un... Cine l-a adus la putere, dragul meu? El e agent, agent de influență american. L-au adus în 2004 și l-au readus în 2009. O întrebare americanii esențială, nu lucrează decât cu agenții lor. Pentru domnul Tudor Octavian, de ce iese Traian Băsescu abia acum cu acest potențial dosar care s-a săvârșit, dacă ne uităm pe date, undeva între 2004 și 2006? Vă rog să faceți o corecție. M-ați prezentat greșit. Sunt reprezentantul a câtorva milioane care de 24 de ani votează prosește, aiurea. În felul acesta pot să mă pronunț. Păi, are o vlahuță, o povestire. Un țăran se duce la boier și spune, dă-mi un chel de mălai. Și boierul zice, păi de unde să-ți dau, mă? Am doi copii la Paris, am o nevastă care a cumpărat erun diamantele coroane, trebuie să-mi aduc o... De unde să-ți dau, mă? Așa participă la această discuție. Domnul Vadim, vă rog să mă iertați. Orizontul meu financiar nu merge mai sus decât dar al meu, de euro. Dar adică, tu crezi că eu am bani? Când aud că se vorbește cu atâta de lejeritate de furturi de șapte... Eu sunt vechi investigator de presă, da. Și Pavel Abraham, slavă Domnului, da. Că e meseriaș, e profesionist și jurist. Cred că în patima pe care o puneți pentru adevăr, a scăpat două elemente. Ce s-a întâmplat săptămâna asta? S-a întâmplat ceva foarte important. Lukoil s-a enervat, dar mâine se taie panglica la de veselu. Ce coincidență, domnul Vadim. Vă zic că domnul Băsescu e nervos pe ruși, le spune plecați afară din țară și mâine se NATO taie panglica la de veselu. Și dă, da, dă NATO salariile la Petrotel. Dar mi-e teamă că și Gazprom va tăia ceva mai mult decât 18% gaze. Păi mai mult de atât, domnul președinte. Bun, am înțeles, noi suntem tot. Noi suntem fan NATO, e ok, nu știu ce, dar plătește NATO salariile și impozitele în județul Prahova? Domnul... Dincolo de enervările rușilor. Vedeți, dumneavoastră, puneți și întrebări prea amănunțite. Eu ne știu, mai luăm acum de la 3500 eu știu care sunt problemele României, dar la problemele județelor Prahova nu mă pricep, domnule. Dar 3500 de oameni sunt suficienți? Domnul Ciutacu, nu vor rămâne... Domnul Ciutacu, dar nu au mai rămas pe drumuri niște 3 milioane de oameni la... Păi statistic se poate, Vâlcea. Domnul Tudor Octavian. Deci se poate, domnule, vor rămâne. E loc, nu? Domnule, e loc pentru mai bine. Să crape de foame. Nu. Mă gândesc. Nu. Vor manifesta, vor ieși în stradă, da, da. Vor fi înțeleși, vor apărea... Vine Dan Deaconescu și le plătește salariile. Domnul,
Este element electoral. Adică, iertați-mă, mie nu-mi dă mâna să fac mișto de angajații unei rafinării și a unui lanț. Eu povestesc ce se va întâmpla, domnule. Că sunt ruși, că sunt brazilieni, că sunt pakistanezi, mă las aproximativ rece. E firmă privată română? Sunt niște oameni care iau niște, muncesc pentru niște salarii, iau niște salarii și plătesc niște impozite statului ăsta. Care să cam era, domnul, să zic ceva în capul lor? Domnul Ciutacu. Că în bătaia dintre două palate, noi riscăm să închidem o rafinerie și așa mai avem dracu vreo trei deschise toate. Domnul Ciutacu, vreți să spuneți, vreți ca eu să spun foarte clar, nu e bine ce a făcut, e bine ce a... Nu! Lucrurile stau în felul următor, domnule. Subiectul este mult prea ferbinte ca să nu fie folosit electoral. Fără este exploziv, este un subiect, mai mult, nu se oprește astăzi, pentru că eu am observat o dereglare de logică. Patronul de în România al Lukoil-ului n-a spus că mă duc la Moscova și Moscova va spune ce o să întâmple. Logic, cum face orice patron, a spus, mă duc la stăpânul meu să am o discuție cu el. Adică burzuluiala vis-a-vis de Rusia este exagerată. Adică este exact. un mod de a, crea o problemă. Acum să faci și presiuni pe procuror că nu prea ți-ai plătit taxele și impozite în țara rumnită, România, și că n-ai profit de vreo 5 anișori. Hai să vă spun ceva, stați o clipă să ne înțeleagă bine și să vă dau un răspuns care va fi edificator pentru alții. Rețineți, Lukoil, din datele oficiale spuse și de primul ministru, dă cam un miliard de dolari anual, deci 100 de milioane lunar. Știți ce nu plătește? Nu plătește impozitul pe profit, că pierde și nici nu lea. Apoi vreau să vă spun, deci acest lucru este, apropo de 3.500... Dar un contabil bun sau ce să înțelegem de aici? Iar ce se spune acum cu ancheta, n-au spus, vedeți, e o greșeală de percepție, oamenii nu sunt pregătiți juridic, fiindcă la ce s-au burzulit dacă și-au avut discuții? Da. Nu ne sechestrați materia primă cu care lucrăm, că va trebui să oprim. Și nici conturile de salariu. Exact. Citat, deci hai să vă spun ceva. Deci, numai jumătate de minut. Deci din această perspectivă, parchetul poate să-i cerceteze, poate să-i și aresteze pe unii dacă sunt minunți, dacă au probe, iar sechestrat, sechestrează rafinarea, nu mută de acolo, rămâne ca imobil la dispoziția statului la nevoie. Este o rezervă foarte mare de combustibil care e pentru orice rezervă statului, pune pe ăla. Și aici nu eu o închis deci parchetul, eu cred că procurorul e deștept, eu sunt pentru administrarea justiției și chiar tot serviciul de la Prahova dacă a acționat, dar e o problemă prea importantă, cum a spus dumneavoastră, pentru societatea românească, să mergi tu și punem sigiliul ca pe Dugheana lunea Ion cu bucoșeria. Dumneavoastră a spus un adevăr. Vă întorc la adevărul pe care l-a spus. Dumnezeu, dar chiar nu s-a știut de la început ce e acolo. Trebuia să știe de la serviciu. Păi uite, de exemplu, zilele astea am aflat că s-a plătit pentru Valea Prahovei 52 de milioane de dolari. Vă zic că o afacere plătită cu 52 de milioane de către un cumpărător străin produce un miliard pe an. Bun, domnul președinte, cum comentați? Produce. Comentez în felul următor. Eu am fost și am rămas un patriot român. Vreau Basarabia și Bucovina de Nord înapoi la România. Dar cu multă prudență, cu multă înțelepciune. Ai provoca pe ruși în felul ăsta, a stârni ursul din bârlog, e un mare pericol, e un act sinucigaș. Uitați-vă cum se înțeleg peste capul tuturor Barack Obama și Vladimir Putin. Să nu-i permiți dreptul de survol vicepremierului guvernului de la Moscova, amic cu mine, coleg la Strasburg, în adunarea parlamentară. Dmitri Rogozin a fost colegul meu. Împreună l-am eliberat din închisoarea de la Tiraspol pe Ilie Ilascu. Să nu-i permiți dreptul de survol. Să-l zgândărești pe ăsta, care are și el un șef de guvern și de stat care este tot mai mult votat și iubit de foarte multă lume și și-a făcut un nume bun, măcar că a avut o anumită verticalitate. A face provocări de genul ăsta de ordin economic. Când? Exact în perioada în care fostul ambasador american Nicola Staugman spune că România poate fi un cuveit al Europei, pentru că rezervele de hidrocarburi, petrol și gaze de pe Valea Prahovei, cum știam și noi, sunt aproape inepuizabile, numai că adâncimea de foraj e puțin mai mare. Una la mână. Știi la cât evaluează el, Tauman, și știe de la sateliți și de la serviciile speciale americane, rezervele de gaze naturale, nu gazele de șist, de pe platforma continentală a Mării Negre, peste 700 de miliarde de metri cubi. Dacă nu mai avem rafinării, o să plece toate astea
către cei care dau târcoale de ani de zile. Lucrați, domnul, și atunci eu care comentez asta trebuie să contest următoarea treabă. Putin întreabă dimineața, mă, dar Tudor Octavian, ce părere are, mă? Adică, Vadim, are o părere la Băsescu, dar Tudor Octavian, ce părere are, așa? Noi putem imprima politica, direcția acestei țări, o putem imprima. Cine a spus? Am văzut ce a spus. Cine a spus? Domnul președinte Băsescu, vă rog să vă uitați pe site-ul alegerilor din 2009 prezidențiale și o să vedeți că firma Lukoil l-a sponsorizat pe președintele României cu 100.000 de dă-ne evaziunile pe care... Ce legitimitate are acum să se dea la firma el lui trage în o ridică în plan politic, dragă la Pavel Abraham, Rusiei, el trage împrăștiat, el e bezmetic pentru că nu știe în ce țară va trăi după ce inevitabil va pierde puterea. Domnule Vadim Tudor, domnule Abraham, haideți să vă umplu puțin de invidie că am promis acea anchetă a colegilor mei, Victor. Dezvăluire incendiară legată de apartamentul în care locuiești acum în București, Claus Iohannis, acea locuință de lux este plătită cu câteva sute de euro în buricul târgului, adică în bulevardul Primăverii. Vede și de la cine a închiriat domnului Iohannis. Obișnuit cu luxul, prezidențiabilul PNL-PD a decis ca în perioada în care stă în București să locuiască într-un imobil din cartierul Primăverii. Iohannis a închiriat aici un apartament de lux de la nimeni altul decât șeful Automobile Bavaria, Michael Schmidt. O recunoaște chiar administratorul imobilului în care locuiește Claus Iohannis. Bună ziua, știți cumva domnul Iohannis este acasă? Nu. N-a venit astăzi? A plecat, în campanie. A plecat, dimineața. Dar stă de mult aici? Eu cred că o săptămână așa, dar nu sunt permanent aici, mai plecat. Am înțeles că este apartamentul familiei Schmidt, dacă pronunț bine? Da, cam așa. Stă la domnul Schmidt, nu la domnul Oprea. Și l-aveau de mult la închiriere? Nu la închiriere, stă la perioada campaniei, nu. Sunt prieteni la stat probabil. Imobilul ales de către Iohannis este unul de lux. Imobilul cu 6 etaje este catalogat pe site-urile de specialitate drept unul dintre cele mai luxoase din capitală, iar cei care vor să locuiască aici trebuie să scoată bani grei din buzunar. Prețul scump al zonei este recunoscut și de către administratorul imobilului. Cam cât e chiria? Cam 1200 de euro. Nu mai astăzi chirii. Agenții imobiliari spun că prețurile sunt chiar mai mari. Cel mai ieftin e 1500. În zona Primăverii. 1300 în zona Primăverii nemobila. Exact 200 de metri pătrați. Cele mai multe este între 1700 și 2500. Relația lui Michael Schmidt și a firmei pe care o conduce cu prezidențiabilul Claus Iohannis este mai veche. BMW i-a oferit încă din 2007 lui Iohannis, primar al Sibiului, dreptul de a folosi gratuit un automobil de lux. Scandalul limuzinelor BMW a izbucnit în momentul în care Claus Iohannis, devenit președinte al PNL, a început să folosească mașina și în deplasările de partid. Pentru a închide scandalul, conducerea PNL a decis să închirieze din banii partidului, în ciuda problemelor financiare, o altă mașină. Desigur, tot BMW. Acum limuzina este în garaj pentru că Iohannis folosește mașina de protocol de la SPP. Legăturile dintre șeful BMW și Claus Iohannis nu se opresc aici. Cei doi au în comun o altă persoană, jurnalistul Emil Curezeanu, asociat cu Michael Schmidt în firma care administrează afacerile importatorului BMW la Sibiu. Curezeanu este și un apropiat al lui Iohannis, căruia de altfel i-a și prezentat la lansare programul de prezidențiabil. Michael Schmidt, actualul șef al Automobile Bavaria România, a emigrat în Germania în 1981 și a revenit în țară după Revoluție. Domnule președinte, într-o soi de reacție pe cotidianul.ro, PNL-ul spune că plătește pentru acest sediu al, sau această casă, acest apartament al domnului Claus Iohannis, cam 500 de euro pe lună. Adică 500 de euro în Primăverii. Poate vedem interiorul apartamentului, care e senzațional acolo. Cei din piața imobiliară spuneau că costă 1700-2000 de euro, poate chiar mai mult. De unde banii ăștia? Nu știu, dar 500 de euro în Primăverii. Eu vreau să vă spun o chestiune de principiu. Vreau să spun. Se răsucesc mari brătieni în mormânt. Brătienii au fost prigoniți, dați în urmărire generală, pe timpul ocupației germane a unei părți importante din România. Sora
lui Ionel Brătianu, premierul refugiat la Iași, Sabina Cantacuzino, a fost închisă de nemți în subsolul Cercului Militar Național, la CCA, acolo făcuseră pușcărie. Sigur, au trecut aproape 100 de ani, dar nu se poate să pui Partidul Național Liberal, partid istoric, unul din făurarii României mari, la picioarele unui om pe care l-aș întreba și sper să nu aibă nimeni tupeul să-și spună, domnule, dar de ce ridici probleme de-astea? Da, le ridic. Populația României e de 90% de religie ortodoxă. Regele Ferdinand cel Loial, ca să conducă acest popor pe care l-a iubit, a renunțat la religia lui, a fost dezmoștenit de clanul Hohenzollern din Germania. Dar credeți că religia e foarte importantă. Păi dar cum poți să-i ceri unei femei de la țară care se duce și măture poderele unei biserici ortodoxe? Să-i cer, domnule, botează-l pe ăsta, că e luteran sau e catolic. Voteze, dar să voteze, nu, e foarte importantă. Domnule, vrei să spun o treabă? Tu ai putea să fii cancelarul Germaniei acum? Nu că sunt evreu și nu cred că sunt foarte bine. Aha, cu atât mai mult! Când ai descoperit vocația ta de evreu? La 7 ani. Dragul meu. Ești evreu român sau cum? Nici măcar. Deci vreau să vă spun o chestiune. Omul nu-i din filmul ăsta. Omul e lipit artificial. Ca să facă ce? Să facă politica lui Traian Băsescu. Toată ziua, bună ziua, e bot în bot, da, cu oamenii lui Băsescu. Artificial, da. Are curajul să apară cu mine la o emisiune? El? Păi, dar nu vrea nici cu noi. Păi va băga România în claustrofobie. Dacă îmi permiteți un joc de cuvinte. N-apucă să vorbească deloc. Nu, Vadim, lucrurile sunt mult mai... Să încerce să cânte. Lucrurile sunt mult mai simple. Într-o astfel de situație, nimeni nu dă nimic gratis. Că sunt așa, e, el e băgat la înaintare. Dacă îți dă cineva un apartament în care să stai gratis... Poftim? Aveți un prieten care v-a oferit două BMW-uri și... Nu, nu, eu cunosc un apartament din blocul ăla, unde stă un pictor, familia unui pictor. De asta e altceva. Cam bine, nu? Ultima oară Mircea Băsescu rămâne în arest. Domnul, domnul, iertați-mă, nimeni pe lumea asta, la nivelul acesta de... S-a respins, mă scuzați, domnule Tudor Octavian, s-a respins acea contestație pentru lipsa de procedură. Asta înseamnă că avocații domnului Mircea Băsescu nu mai au posibilitatea să meargă pe viitoarea au procedură. Ea a 18-a respingere și pe asta închei. Vă rog, domnule Tudor Octavian. Eu am citit tot felul de articole care la noi par ciudățeni, așa, excentricități. Un primar din Franța dat jos pentru că a primit o ciocolată. Adică sunt țări în care tot ce primești tu ca administrator al unei mulțimi trebuie de contat cu chitanța. Adică Emil Boc își transportase nepoții sau copii, da, cu helicopterul statului. Nu se iartă chestiuni de genul ăsta. În Germania, un important ministru a căzut, a fost dat afară din guvern, că a folosit un avion în mod nejustificat. Dar nu în România. Domnul Vadim, ar mai fi o chestie. Nu în România, vă rog. Iertați-mă. După 25 de ani, ar fi cazul să ne aliniem la normativele adevărate europene. Nu, nu, ar mai fi o chestie, iertați-mă. Dacă nu are 2000 de euro să cumpere un apartament, să stea în el, nu e bun de președinte. N-a furat cum trebuie. Adică nu se poate. Cum să fii, vrei să... Domnul Citacu, nu poți fi președinte în țări care stă într-o garsonieră. Hai să fim. Dacă în 25 de ani... Nu, iertați-mă. Asta sunt 6 case și tocmai lansează programul a 7-a casă. Vi se pare că nu sunt suficiente? Nu știu, mă gândesc. De la câte? De la 25? Nu ți pasă bine, domnul Citacu. Păi nu, că ziceți garsonieră. Păi nu. Adică... Păi dacă pui metri pătrați de la garsonierele... Cum să stai gratis, mă, în timpul campaniei electorale? Bă, nu-i frumos, mă. Despre asta e vorba. Nu-i frumos, nu e de demnitate. Deci am aflat, citind... Dar ce căuta neamțul în Bulgaria, vorba lui Caragiale? Ce căuta neamțul la București, domne? Românii nu-l vor. Îl umflă artificial cu pompa. Domnul general, avocat și... Ce vreți dumneavoastră? Vă întreb în toate calitățile noastre. O companie face afaceri într-un oraș din România, respectiv Sibiu. Compania respectivă îi oferă primarului orașului Sibiu două mașini, așa că e simpatic. După aia primarul se mută la București, că vrea să candideze la președinția României. Când nu-i mai ajunge a Sibiului, e bună și aia României. Aceeași companie, sau mă rog, șeful acelei companii, acționarul majoritar al acelei companii, îi oferă și un apartament să locuiască. La vedere, ce o mai fi oferit și nu știm Victor, noi. Victor, spune, du povestea până la capăt ce s-a întâmplat cu puzul de la Sibiu. La Sibiu, compania respectivă a beneficiat de un puz aprobat de primăria condusă de domnul respectiv, neașteptat de suspect și neașteptat de înalt, ca să-și facă un sediu.
iertați-mă, vorbeam și în ora dinainte. Și iar o să fiu porc, iar o să mă amendeze Narcisa Iorga. Păi vezi, la Apia l-a arestat pe unul, că a promovat-o pe una, că a dat aia veverița și s-a considerat actul sexual o ferire de foloase necuvenite. Păi vezi, mă, ăsta a luat două mașini, una pe... Chiesc că se veverița. Era să zic o nenorocie, domnul președinte, că am abținut. Păi vezi, măciu, și tu te miri că... Nu, aroganță, aroganță bolnăvicioasă, nu-l interesează, în Germania nu se putea întâmpla asta. Păi iertați-mă, dar nu e aceeași procuratură? Despre asta e vorba. Ceea ce face domnul Iohannis aici nu putea să facă în Germania, că nu ajunge. Aoleu, cum să facă, bă, în Germania? La noi nici nu se ferește, nici să discută. Nu-și pune probleme. Pentru că România e țara tuturor posibilităților în rău, nu în bine. Dacă monitorizează treaba asta, veți vedea că vor fi niște consecințe în perspectivă. Dacă până Asurg iese președinte, ce concesiuni va face? Ce pomen va da el? Nu știu ce va face. Domnul Chiriac spera că domnul Iohannis va aduce astfel BMW-ul la București. Eu nu cred că va reuși, dar vă întreb altceva. Să se dea bine la alții. Dacă domnul Iohannis candida în Germania, domnule Abraham, domnilor, dacă dânsul candida în Germania și avea scandalul acela cu casele obținute din meditații în anii 90, era la pârnaie de mult, fără nimic. Ce cum se întâmpla cu dânsul? Hai, Germania, Andreea, e de referință democrată. Toată lumea știe că eu îmi vând în aceste zile mașina Mercedes, tot germană, că n-am bani de campanie electorală, n-am niciun afiș nicăieri în România. Ăsta primește mașină germană de la oameni cărora va trebui să le întoarcă serviciile. Ce le-a promis? Domnilor, după legea română, dacă a primit mașina și o folosește în campanie, așa cum ați relatat dumneavoastră, acest lucru trebuie declarat, trebuia scris acolo. Dacă nu s-a scris, un cetățean... Păi nu, nu mai folosește pe asta, că acum i-a oferit să... Acum o ține în garaj. Are de la SPP? Da. Uite, eu am refuzat. A venit Lucian Pahonțul la mine, civilizat, l-am primit, mi-a prezentat doi tineri colonei ca posibili aghiotanți, le-am mulțumit și a doua zi am dat un mesaj. E prea săracă țara să am eu, mai ales că nu mă atacă nimeni în țara mea. Merg fără gardă, am venit singur. Acum, pe Băsescu cine-l atacă? Sticla de whisky. E, nu vă faceți probleme, fiindcă vreau să vă spun, pe stradă va circula foarte greu după modul de comportament. Eu vreau să vă spun, fără modestie, că urmarea televiziunilor am apărut de mai multe ori și văd cum oamenii mă încurajează pe stradă, da. Și tineri și bătrâni. Se confundă cu Bergea Modialul. Da, stați o clipă, dar mă gândesc, când însul va merge, ce se va întâmpla, fiindcă nu va fi suficient un... Te nu poate să lege două fraze în limba română, domn. Mai bine o dă pe germană. Băi, Claus, cum se zice, mă, maică ta ție? Iavol! Aparai de zizigdig. No, 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 no. Ende ho, cai de beverun. Bite și un și danke. Eu mă aștept de la cu axo și jinele, jinele, dar iar ajungem la... Băi, va fi subiect de bancuri, băi. Românii nu iartă, nu l-a iertat pe Carol I. Nedecocea, macedonski, ce minte ce pamflete? Și a fost un rege mare, Carol I. Revenind în registru serios, deci un candidat la președinție poate să se bucure de favorurile oferite de un patron de firmă foarte mare. Nu, n-are voie. Onoare muncii, da? Nu, nu, n-are voie. Unul de la o agenție a statului care se încurcă cu una și o promovează funcție, arestat cu tot cu aia pentru oferire și respectiv primire de foloase necuvenite. Suntem normal la va fi arestat și Iohannis. Dacă se întâmplă să primească totuși o sentință în această campanie, aceea de la înalta curte, ce se întâmplă, domnule președinte? Că noi ne întrebăm, se repetă alegerile, pleacă, nu, rămâne pe ce buletin, se face curtie și nu. Rămâne locul vacant. Deci vă dau... Vacant, că nu arăt, la parlamentar în următorul pe listă. Ieri, site-ul Antenei 3 a postat și poate oricine să acceseze un sondaj, e cam ciudat scorurile. Deci Iohannis 43%, pe greșelile lui Ponta și ale PSD-ului, Ponta 29%, Vadim Tudor pe locul 3 cu 18%. Eu dacă nu intru... Păi, dar e făcut dar e pe 75.000 de respondenți. Cum se numește firma? Să vedem cine a făcut... Antena 3 și Trusul. Trusul intact și Antena 3, măi. Cine dă click? Nu e manipulare. Dar de ce cred? Eu sunt sociologul. Nu voi. Eu sunt profesor și eu tot acolo. Sociologie. Antena 3 manipulează pentru Iohannis. Antena 3 manipulează pentru Iohannis. Hai să fim. Nu manipulează, domnule. S-ar putea ca ăsta să fie scorurile. Dacă nu-i se dă voie acestui neamț din Sibiu, probabil că finala se va da între mine și Ponta. Sau voi fi arbitru alegerilor. Contează foarte mult. Și iată că n-am nicio campanie pentru că nu am bani
de BNR și de afișe. Cine se întreabă dacă va candida Vadim Tudor, pentru că nu mă vede nicăieri, răspund, da, fraților, voi candida. Domnule președinte, mai avem o știre extrem de interesantă. Vi o prezentăm după o scurtă pauză, când mai avem o surpriză pentru telespectatori. Rămâneți cu noi! Scuipi sânge atunci când te speli pe dinți? Dacă îți sângera orice altă parte a corpului, ai fi luat măsuri. Atunci, de ce ignori sângerările gingivale? Parodontax este o pastă de dinți cu 70% ingrediente specializate și este creată pentru a ajuta la oprirea sângerărilor gingivale. Ține minte, sângerările gingivale pot fi unul dintre primele semne ale îmbolnăvirii gingiilor, o cauză principală a căderii dinților. Parodontax, pentru persoanele care scuipă sânge în timpul periajului dentar. Wow, creu și tănăvul. Aș lua unul, dar mie că mă distruge, mamicu. Politicos, nepoliticos. Iau. Nu-i loc de politesuri când e vorba de crembuști în Meda. Meda, tot ce-i mai gustos din carne. Vom porni din nou la drum și nu la orice fel de drum. Are balta pește? Are, are. Cu ce vine? Cu mașina până aici? Da, cu mașina mea. Am modernizat 3 drumuri care asigură accesul mai facil al populației atât către lacul Moștiștea, cât și către autostrada Soarelui. Tot secretul a constat în accesarea fondurilor europene. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio, din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește călătoria pe Facebook. E timpul să te gândești la tine. Alătură-te nouă în Clubul Senior Voyage și răsfață-te în cele mai frumoase destinații de vacanță. Cristian Tur a pregătit pachete turistice complete și accesibile pentru tine. Călătorește cu Senior Voyage! Mergem spre Târgoviște. Cetatea de scaun se înnoiește an de an. Actul medical a crescut foarte mult, enorm. Cu acest proiect finanțat cu bani europeni, tot ce înseamnă infrastructură, logistică, aparatură, absolut tot, da, este de nivel european. Am venit în primul rând pentru domnul doctor și pentru condițiile care sunt aici. Pe primul loc se află pacientul. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio, din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește călătoria pe Facebook. Soluție energetică eficientă pentru orice afacere? Totul începe cu un click. Pentru un parteneriat de încredere, GDF Suez. Util, oricând aproape. 50 de zile de reduceri, 50% discount la produsele selecționate. La Metro ai pilotă cu umplutură din puf și pană la prețul de 99 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă doar în 10 octombrie. Accesează www.metro.ro/50 pentru a descoperi oferta de mâine. Când sunt în Mega, mă gândesc la tot, dar tu nu reușești să gândesc ca mama. Dacă vreau piure de cartofi, iau cartofi și unt și gata. Nu e gata. Cartofii să fie nesfărâmicioși, untul mai gras și totul este delicios. Ok, atunci ceva ușor. Orez cu lapte. Adică pui orez în lapte. Ce poți să greșești? Întreabă de ce poți să îmbunătățești. Cu un baton de vanilie, fructe și caramel, ai un desert special. Acum e rândul tău să-ți lași imaginația la joacă. Pentru că la Mega Image ai Scandia Sibiu, pate de pui integral 120 de grame la doar 3,29 lei. Să fii părinte este un lucru minunat. Sigur, e bine să fii pregătit pentru cheltuielile inevitabile ale celor dragi. Economisește din timp și bucură-te de momentele deosebite din viața ta. Tată, economisește la Libra, pentru că îmi doresc și o casă și o vacanță de vis și acțiuni la bursă și să pornesc o afacere. Vă spune ceva Târgu Lăpuș, e un loc excepțional. Într-un an avem peste 100 de tineri cărora încercăm să le găsim un loc de muncă. Aici învățăm cum să scrie un CV, cum să conceapă o scrisoare de intenție, un formular. Am venit la centru ca să-mi caut un loc de muncă, am venit pentru o îndrumare. Aici găsesc un loc unde se simt apreciați, le dă încredere. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio, din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește călătoria pe Facebook.
Acasă e acolo unde ai cuierul pe hol, pe canapea, pe scaun, peste tot. Faci din casă acasă cu Glet Moment la doar 16,99 lei și vopsea lavabilă practică Line de interior 15 litri de la 59,99 lei. Practică de la casă. Bila sărbătorește 15 ani de idei bune și îți oferă cadou noul Bila Card Plus. Cere cardul tău în orice magazin Bila și profită de toate avantajele. Zilnic ai reduceri la peste 400 de produse, 10% reducere de ziua ta și reduceri la întregi categorii de produse. Și asta nu e tot! Doar cu Bila Card Plus, cumpărăturile din octombrie se transformă în reduceri pentru noiembrie. Bila, 15 ani de idei bune exact pe gustul meu. Astăzi mergem la Târgu Mureș. Ați văzut vreodată o clădire verde? Nu găsești la tot pasul o clădire care să folosească atâtea resurse regenerabile. Finanțarea pe jumătate a fost asigurată din bani europeni, respectiv cealaltă jumătate din fondul propriu. De când lucrez aici am luat și eu microbul eco. Reciclez selectiv și acasă. E așa, ar trebui să facem toți. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio, din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește Călătoria pe Facebook. Dacă profii ar fi electrician, sigur ai avea cele mai bune prețuri la tăiat curentul. Până atunci, sigur ai cel mai bun preț la cafea Jacob Strunul, doar 16,99 lei 500 de grame. Pentru că profii se pricepe doar la tăiat prețuri. Tinerii doresc timpuri noi, temeinice, legere, moderne și plăcute. Respectând dorința lor, special pentru ei, cei de la Tino au pregătit pantofi, ghete și cizme flexibile, antibacteriene și antitranspirante căptușite cu piele. Tino. Tinerii vor încălțăminte pentru timpuri noi. Caută produsele noastre în magazinele Tino din orașul tău. La 27 de ani de când fugise din România și le ceruse azil politic americanilor, generalul Pacepa cerea sprijin autorităților SUA pentru Traian Băsescu, aflat în prima sa vizită peste ocean din primul său mandat de președinte. În martie 2005, fostul șef al DIE scria în săptămânalul conservator National Review, cităm: se știe că cea mai mare parte a banilor furați din România au ajuns în Statele Unite și guvernul american este în măsură să-l ajute pe președintele Traian Băsescu să dovedească acest furt și să-i scoată din viața politică pe cei care se fac vinovați de el. Continui să-mi ajut țara natală cu umilele mele posibilități. Un dosar pentru care Pacepa a insistat este Institutul de Comerț Exterior Dunărea. ICC Dunărea a fost concepută ca o firmă a securității, a avut indicativul Unitatea Militară 0107. Sper că România de azi, care este așezată la masa NATO și a Uniunii Europene, va desecretiza în sfârșit atât secretele CIE, cât și dosarul Dunăre. Cu mai puțin. Așadar, la fel cum spunea domnul Pacepa, la fel a cerut și domnul Băsescu în urmă cu vreo jumătate de an desecretizarea dosarului Dunărea. Dar întrebarea mea pragmatică, domnule președinte, ați cunoscut destul de bine vechiul regim. Domnul Pacepa s-a născut în 1928, ar avea 90 și... Nu, ar avea acum 86 de ani. Dar el, în urmă cu 30 de ani, a fost operat în România de cancer la colon. Pe arătați-mi mie miracolul ăla medical, un om cu asemenea afecțiune gravă să ajungă până la aproape 90 de ani. Nu, el a murit. Vorbește, nu. Draga mea, face. Sunt atâția ofițeri superiori în partidul meu și general, am și în casă și prin cercul de prieteni. Și unii l-au cunoscut, eu nu l-am cunoscut pe el. Deschid o paranteză în comentariul vostru. El n-a fost șeful DIE. A fost generalul Doicaru, care în 90 a murit ceva suspect la vânătoare, a fost împușcat să-i se închidă gura. Deci el era principalul colaborator. El a omorât oameni în 75 la hotelul Dorobanți, pe ploaie, s-a dus la doi dizidenți sârbi împotriva lui Tito și l-au imobilizat, i-au imobilizat, că era cu gorilele după el, și a făcut uneia o injecție letală. A murit în arhivă. Pacepa cu mâna lui. Și pe urmă s-a dus jos și a raportat, era în mașină, Doicaru era în mașină și a raportat tovarășul general misiunea îndeplinită. Secretele astea sunt cunoscute de oamenii din jurul meu. Deci el
El nu există. El e o marionetă scoasă de american la geam ca să spele rupele murdare. Dar e el sau e unul care joacă rolul de pace? Da, de nu e el, a murit, nu înțelegi. A, e un actor. Bineînțeles. E prima oară când serviciile secrete fac așa ceva. Nu există Pacepa. Da, domnule președinte, o întrebare... Declarația lui Pacepa e dată după ce a murit. Domnule, el vorbea și din groapă, să știi. Domnule președinte, o întrebare electorală. De ce credeți noastră că sunteți mai bun ca ceilalți candidați? Pentru că ei sunt mai buni. O vor spune românii după ce mă vor vedea cu fiecare dintre ei în competiție directă și cu toți la un loc. N-am fost la guvernare, nu m-am înșelat, am pus diagnosticul corect și în privința șovinismului periculos și anti-european al UDMR-ului. Nu am avere, toată lumea știe asta și cred că numai eu pot salva această țară. Am un program în 25 de puncte, ți l-am trimis pe e-mail, măsurile principale pe care le voi adopta ca președinte al României. În primul rând, revizuirea Constituției prin sporirea atribuțiilor președintelui României pe baza unui moratoriu cu întreaga clasă politică. Decretarea unei stări de urgență în economia națională. Mafia nu trebuie ținută sub control, trebuie ținută sub pământ. Nu mai are nimeni la mână. Am eu încrengături, apar eu cu ceasuri, cu diamante, îmi pune mie mafia țigănească, gaben, la gât. Ce Dumnezeu, domnule? Domnul președinte, dar sunteți fermi convins că puteți face față unei dezbateri electorate cu Klaus Iohannis dezlănțuit? Dezlănțuit! Lui Klaus Iohannis trebuie să-i se descreșteze fălcile cu un desfăcător de bere. Domnule Abraham... El când vorbește, parcă e o balastieră de nisip. Poate el să facă față, nu pe debitul meu verbal, fapte, că la vorbe, pe fapte, ce a făcut în Sibiu, cum e cu traficul de copii, că li s-a pierdut urma, deci plâng bunicii copiilor, cum e cu 6 case. E posibil să ne mintă în față? El nu e vinovat. Cei de la PNL și PDL, repet, care îl bagă în față ca ei să revină la pupitrul de comandă. Domnule Abraham, ce va conta cel mai mult în această campanie electorală? Dosarele? Poate vor conta arestările? Va conta performanța fiecarei candidat în parte? Discursul? Ce credeți că va primi? Mizeria care ne domină nu poate face loc la proiect. A încercat domnul Vadim, ne-a citit 2 puncte din 25. Sigur, eu vreau să vă spun, proiecte și programe lipsesc. Toți au, dar noi, toți au, dragul meu. Aș spune așa, un vestit criminolog spunea, asanați mlaștina, nu omorâți crocodilii. Ori în contextul acesta vreau să vă spun că noi ne omorâm între noi și mizeria rămâne în Andrei, continuare, indiferent de cine-i vorba, că va ocupa fotoliul prezidențial. Abraham, mi-a adus aminte, e un aforism genial al lui George Orwell, cel care a scris Capodopera 1984. Spunea așa, un popor care îi votează pe corupți, pe hoți, pe impostori și pe trădători de țară, nu e victimă, e complice. Da. Mă rog, domnule, frumos, ce va conta în această campanie? Hai să spun și eu o prostie, România. Credeți că de data asta... Dar unde e România? Să mai gândește cineva la România? Pentru toți candidații, România e pe primul plan. Ziceți? Declarativ. Da, da, da. Ați băgat mâna în foc pentru asta? Bam, și toți au fost de gât cu UDMR-ul, care vrea spurtecarea României. Băi, îmi pare rău de Ponta, că îl simpatizez, e tânăra generație. Dar nu poate să spună mândri că suntem români când joacă ceardaș de gât cu ungurii. Ei... Mai bine decât... Să nu mai joace. Mai... Eu de ce nu joc? Mai bine decât că trebuie să fie diplomat, e una din calități... Să-i dea afară de la guvernare. Mai bine decât cu țigani. Sunt măsuri prea radicale. Lasă-mă ce-i cu țigani, prietenii noștri. Îi aducem atunci la guvernare. Domnul general, mai apar imagini în campania asta electorală? E posibil să apară, după părerea mea. Mi-e doar de băsică. Păcum. Sigur, urmează să mă întâlnesc cu el, dar am zis că nu mai comentez până nu sunt probele. Adică n-aș vrea să creez această presiune publică. Vin. Cert este că afirmațiile lor sunt foarte serioase. Acum, dar le pun sentiment... și pe hârtie la denunță? Au un sentiment de frică acum, spunând că domnul președinte Băsescu este ca o fiară hăituită și mușcă pe cine poate. Și zice, și așa avem 6 în pușcărie în luna asta și am spus, domnule, mai e puțin. Zice, nu, că se poate întâmpla orice. Deci, mai au, sigur, au un sentiment de teamă. Sigur, nu știu dacă este motivat sau nu. Eu v-am spus discuția mai care au un motiv să se teamă, domnul Abraham. Au scuipat mult până acum și nu s-a ales nimic de ei. Adică nu i-a ajutat cu nimic.
Domnule președinte, o ultimă întrebare, 30 de secunde. Credeți că va fi arestat în această campanie și vreun candidat la președinție? Da. Da? Răspunsul noastră, da. Domnilor și domnilor, ne oprim aici până o să vedem cine este acest candidat sau dacă domnul Corneliu Vadim Tudor are dreptate sau nu. Încep știrile în câteva clipe. O seară bună, vă mulțumim pentru atenție. La revedere! Belșugul e un fruct al muncii făcute împreună. Sărbătorile au farmec doar alături de cei dragi. Victoriile se obțin atunci când suntem o echipă. Într-o lume plină de pericole, suntem în siguranță doar uniți. Doar dacă ne respectăm valorile adevărate. Cât de diferite ar fi afacerile noastre, cu toții avem nevoie de inovație. Și toți vrem să fim conectați oriunde și oricând. Ne dorim ca totul să fie cât mai simplu și avem nevoie de soluții personalizate. Cu toții căutăm cel mai bun suport și ne dorim cea mai bună tehnologie. Pentru că toți vrem să ne bucurăm de succes. Oricare ar fi afacerea ta, Telecom este singurul partener care îți oferă soluții complete de comunicații fixe, mobile și IT, integrate și adaptate afacerii tale. Telecom. Experiențe împreună. Soluții energetice eficiente pentru orice afacere? Totul începe cu un click. Pentru un parteneriat de încredere, GDF Suez. Util, oricând aproape. Am aflat că în Timișoara, siguranța oamenilor este la loc de cinste. E spectaculos, e ca în filme. Da, da, da. Și sunt mașini moderne, cumpărate cu bani europeni. Eu sunt curios să văd cum se desfășoară o intervenție de genul ăsta. Gata, s-a terminat cu bine. Noroc și cu tehnica asta nouă care ne ajută foarte mult să scurtăm timpul de răspuns. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio, din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește călătoria pe Facebook. 7 medalii de aur au câștigat vinurile Cotnar la cel mai recent concurs internațional de vinuri. 7 luni Cotnar vă face cinste cu câte 7 premii în fiecare lună. Trimite din plic oricare 7 topuri cu inscripția Cotnar și puteți câștiga prin tragere la sort un weekend pentru 2 persoane la Gura Humorului ca hotel Best Western Bucovina Club de Munte. Destinația de azi are mii de ani vechime. E o adevărată plăcere să vezi monumente istorice atât de bine pregătite să facă față trecerii timpului. Au modernizat-o complexul. E un obiectiv turistic care merită vizitat. Acest lucru a fost posibil cu finanțarea europeană. Satisfacția noastră este faptul că am putut să redăm acest monument minunat circuitului turistic. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio. Din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește călătoria pe